Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Astăzi am o întrebare. E ușor să adresezi întrebări, e foarte greu să răspunzi întrebărilor și să răspunzi corect și în cunoștință de cauză. Cine, de ce demolează învățământul românesc? Probabil că veți spune, ha, bă, ce-o mai apucat-o și pe asta acum, acum s-a trezit. Ei, nu m-am trezit acum, dar pentru că am o voce autorizată alături de mine, un om cu experiență, cu știință în domeniu, iar circulă ambulanțele. E trist. Și spitalul județean este în grevă japoneză. Revin la subiect, la învățământ. 15 rectori, dar și decani de la diverse universități din țară urmează a fi demiși pentru că ar fi suspectați de plagiat. Ne-am făcut de rușine. Este decredibilizat învățământul românesc pentru că sunt o groază de oameni cu diplome dobândite adevărat, cu știință acumulată, cu doctorate luate în urma unor zeci de ani de studii, nu așa, la 26 de ani să ai un doctorat în buzunar. Asta mi se pare aberant. Dar, mă rog, nu ne vom duce chiar atât de profund în această zonă. Aș vrea să mergem la cauze, pentru ca să, dacă se mai poate face ceva în ceea ce privește efectele, să le eliminăm. Profesorul Octavian Polexa, director an mulți la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, profesor, un dascăl adevărat, cum îmi place mie să spun. Domnule profesor, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea de fiecare dată. Vă mulțumesc pentru solicitudine și mai ales pentru activitatea dumneavoastră, pentru ceea ce faceți. Și eu vă mulțumesc că mă chemați de fiecare dată când simțiți că trebuie să mai puneți ceva și așa la, să mai măcar să semnalăm, dirijăm societatea asta. Și întrebarea pe care dumneavoastră v-a spus-o, să știți că mi-am pus-o și eu de multe ori, asta e foarte important, cine și cine are interesul să demoleze învățământul. Și într-adevăr este un adevăr, având în vedere că la ora actuală putem spune că învățământul chiar este într-o prăbușire. Discutam cu un coleg de-al meu, profesor foarte bun, tot profesor de fizică, și i-am spus, măi, că ieșise la pensie un profesor bun de la Iași, Seril Talpalaru, an de zile la olimpiadele naționale, și așa, zic, uite, a ieșit o piesă de bază la pensie, la care el îmi spune, zice, și chiar zic, da, a ieșit acum când învățământul deja e prăbușit, zice, e prăbușit și se duce în jos cu viteză, cu accelerație mai mare decât G. Deci a fost o chestie interesantă. Vedeți o chestie aici, problema ne punem de ce s-a ajuns aici, că până la urmă, să știți, câteva cauze sunt foarte clare. Deci există cauze, cum, mă rog, acum dacă le-am luat și le știe toată lumea cauzele, dar există și cauze care lumea nu le cunoaște, cauze care sunt oarecum ascunse. Totul converge asupra uneia singure. Cauza a fost această goană după bani. Goană după, economicul a distrus învățământul. Că vă spuneți de doctorate, luăm această problemă. De ce atâtea doctorate acum despre care lumea spune că sunt plagiate, sunt false și sunt, nu chiar extraordinar de multe, dacă ne sunt gândim. Sunt și muncite. Da, sunt și muncite, foarte, cele mai multe sunt muncite. Da. Dar există. De ce? Pentru că a fost un moment în România când s-au creat universități care nu trebuia să se creeze, care n-au avut alt interes decât să facă bani, care au fost niște SRL-uri și care au ajuns până acolo încât să fie acreditate să poată și ele să susțină și să dea, să zicem, să dea aceste examene de doctorat. Aici s-au creat niște doctori falși pentru că lucrurile au fost cumpărate, absolut cumpărate. Și de aici, bineînțeles, că s-a revenit apoi chiar și în universitățile de stat, pentru că oamenii au văzut că ăla, dacă la universitatea X, nu știu care, particulară,
poate să ia, păi dă un doctorat și s-a dus profesorul, fiind tot ăla, mulți erau de la stat, să hai să facem, o mai duc până acolo la, nu știu unde, la Bacău, când pot să dau în București lucru, să fac în București lucrul ăsta, îl fac la universitatea mea de stat. Și de aici aceste lucruri, acest derapaj. Problema e că la un moment dat și l-am mai pus problema când ne revenim și va trebui, și vă spun și de ce va trebui. Pentru că învățământul are cea mai mare inerție. Nu poți să faci ceva azi și mâine deja să fie altceva, nu se poate. Deci dacă noi acum vrem să facem ceva, lucrul acesta se vede, o facem nu pentru, dacă vrem să facem ceva pentru actuali elevi din, începând din clasa, să zicem, a 1-a până în clasa 12-a, pentru ăștia merg așa, cum să... Când vin următorii în 1-a, pentru ăia, dacă facem ceva. Pentru că asta e inerția. Mâine, dacă ai mări salariile oamenilor poate de 10 ori, va dura va fi oarecare inerție până la un moment dat. Sigur că cu cât lucrurile se fac mai bine și mai rapid, cu atât această inerție este mai mică sau timpul este mai scurt pentru a-și reveni. Pentru asta văd că lumea va începe să lucreze, lucru care dacă va fi înțeles nu numai de oameni din învățământ, că de aici de o parte cel puțin, zic eu, poate 60% îl înțeleg, ci și de restul, adică de restul populației și mai ales de politicieni. Atunci poate că se pot schimba lucrurile când așa fel încât să meargă pe un făgaș bun. Am văzut că și președinția are, dar mai mult decât atât are Academia, nici nu știu de unde l-a luat președinția, acest proiect cu România Educată, de la Academie. Cineva, lucrurile trebuie făcute sub girul Academiei, se poate face și Academia a avut acest, acum târziu s-au trezit să încerce să facă, numai că dacă s-au băgat și alții și îl iau deja, imediat cum intervine politicul, totul se duce de Să mă iertați, domnule profesor, România Educată, cu niște imbecili la conducere, cum sună asta? Nu. Cu oameni educați, cu oameni fără studii, cu semi-analfabeți, cu infractori internaționali. Da. Cum România Educată? Cum, vă întreb? Și mă întreb, și nu o să-mi răspundă nimeni, cum să îndrăznește așa ceva? România este în profunzimea ei educată. A apărut o prostituție intelectuală. Domnule profesor, în urmă cu nu mulți ani, nu existau masterate, doctorate. Un doctorat se lua undeva la 50-60 de ani, după zeci de ani de carieră și de studiu. Și nu oricine, chiar dacă era bine pregătit. Erau doar elitele, cu adevărat. Făceai un curs post-universitar de un an, erai cu adevărat foarte bine pregătit. Era o super confirmare, o super calificare. Acum, cu două licențe, cu două doctorate, cu 7 masterate, îi vezi că sunt semi-analfabeți. Încă o dată spun, nu toți. Sunt și oameni bine pregătiți. Da. Și aici e durerea mare, pentru că e o alăturare între semi-analfabeți și elitele. Acum, adică... știți ce? Eu nu mă refeream la faptul, să nu înțelegem greșit, că România Educată de acum va fi, adică la ceea ce va vrea, adică ceea ce vrea să fie. Nu, am înțeles, viitor, am înțeles. Ce vrea să fie. Asta e nuanța de România Educată. Pentru că aveți dreptate. De unde vine lucrul ăsta? Din faptul că acum s-au creat aceste școli doctorale. Aceste școli doctorale, nu știu dacă sunt atât de bune, pentru că ele s-au creat tot din lipsă de bani, duc acești tineri care nici nu termină facultatea, n-am nimic cu ei. Poate cine mă aude acum, poate zice, domnule, are ceva asta potrivă. Chiar poate mă aude fiul meu, care e medic și la o școală doctorală, abia a intrat acum. Din Franța, nu? Nu, a venit din Franța, dar în urmă ăsta a intrat la școala doctorală. N-am nimic, dar mi se pare, cum a spus dumneavoastră, mi se pare mai corect ca oamenii care se duc acolo să fie, într-adevăr, să treacă, să fie cernuți printr-o sită, niște etape. Ei ajungeau cercetători, gradul cercetători 1 și când ajungea să cerceteze și când aveau
ceva articole publicate și într-adevăr de marcă, atunci deja puteau să se ducă și să aspire, să zicem, să se ducă la un doctorat. Contribuții sau, personale, adaugi sau ceva. Sau, sigur, sau pe vremuri, pe vremuri, mă refer la vremurile bune dintr-o perioadă ale învățământului, o perioadă, poate cea mai bună perioadă de la noi, 1919-1918, după unire, 1948, după perioada lui Spiru Aret, după ce și inclusiv nu numai în Transilvania, dar și în Țara Românească s-au făcut o reformă de genul acesta și s-au creat aceste școli, școlile mari, pătrundeau oameni grei, profesori de marcă, profesori cu doctorate, cu acumulări și date, toți aveau aceste doctorate în străinătate. Deci citeam din istoria acestor școli, a școlilor centrale române, de unde se trage Șagbuna, de unde se trage Meșoda, de unde se trage Unirea și așa mai departe, despre acești dascăli care, chiar dacă erau tineri, cum a fost și Meșoda, care a luat tânăr doctoratul, a luat doctoratul la 25 de ani, deci tânăr la, dar nu România, evident, a luat doctoratul la Viena și a venit acolo doctor în filozofie, sau am întâlnit unul din profesorii care l-am întâlnit și în Botoșan la un colegiu foarte bun, un colegiu centenar din Botoșani, care a fost profesor de geografie și că a fost ca urmare a faptului că a dat un doctorat și prima dată a fost trimis în Brașov la Meșoda, la școala reală, la liceul real de băieți, pentru că era un mare profesor și a stat bine, după aceea s-a retras acolo în Botoșani, că de aia, deci vedeți, erau oameni care meritau acest lucru, pentru că ăștia aveau în spate ceva, ei aveau 3, 4, 5, 6 cărți scrise. Nu acum, cum să spun, bine, nu pot să povestesc. Concepute, da, create, dar nu furate. Eu vreau să vă spun că am avut o experiență să văd un om care... Ambulanță. Da, care un om care la ora, la data în 91, când a început, mă rog, imediat după Revoluție, era, nu are importanță cine, elev la seral în clasa ultima clasă, la 13 cum era atunci, iar peste ani de zile, prin 2000 și ceva, l-am întâlnit profesor doctor universitar și mi-am făcut cruce. Cum e posibil? Când gradele astea, nu puteai să treci chiar așa ușor, de la un grad, să zicem, didactic, mă refer la învățământul superior, la altul, în alte domenii. În alte domenii nu era chiar așa simplu, erau oamenii care făceau invenții, făceau inovații și greu să luau un doctorat. Însă, problema nu e asta, asta este o problemă care... Dar e o problemă gravă la noi, e problema acestor tineri... Vă rog să mă iertați, virusii. Acestor tineri care vor să aibă o șansă. Da. De multe ori m-am gândit așa, mă rog, poate e o naivitate asta, mă gândeam, ce oare m-ai fi născut în țara asta? Oare, uite, vezi, n-am avut norocul să mă nasc într-o altă țară. Venise cineva, am o soră în Canada și a venit chiar din Montreal și am întrebat, primul lucru mi-a spus, domnule, totul este ok, au un învățământ pus la punct și au... Deci totul este altfel. Nu, este altfel. Inovată, noi suntem Și noi. Deci problema este că noi, dar vedeți că fiecare, dacă noi ne facem o oarecare culpă, dar ce să facem? Pentru că noi trăim în jurul nostru sau alții. V-aș spune eu acum ce să facem, dar mi-e rușine de dumneavoastră. Păi și nu, de da, dumneavoastră trebuie, adică noi, să noi, mă exprim, dar noi trebuie să facem ceva. Adică trebuie să facem ceva. Fiecare s-a descurcat cum a putut și nu a contat. Și oamenii de bună calitate au văzut că nu au nicio influență, că nu pot rezolva nimic. Dracului să ia ce. Domnule profesor, ce spuneți dumneavoastră elevilor dumneavoastră, generațiilor care au trecut în ultimii ani sub mână? Pentru că sunt, pardon, vă rog să mă iertați. Ah. Băi, dar mai... E un cadru general, dacă s-ar putea, că nu pot să fac circ aici pe post. Da, mă rog. Gimnaziile, colegiile, pregătiți copii excepționali, care unii pleacă, unii rămân aici, unii se ratează, unii reușesc.
Ce le spuneți acestor copii pe care îi pregătiți dumneavoastră, care nu au nicio vină, despre situațiile acestea? Pentru că înnebunești de rușine, da, văzând situația aceasta, nu știi ce explicație să-i dai. Nu. Pentru că ei s-au trezit în această degradare, în această hoție. Păi nici învățământul să nu mai funcționeze. Educația, cum spunem, nu mai spune învățământ. Oare de ce? De multe ori nici nu ai ce să le spui. Deci este foarte dificil, mă rog, noi găsim, pentru că avem fiecare o specialitate și facem întotdeauna, știți, dascării trebuie să facă două lucruri, adică să transmită, să facă prin maestria lor pe care o profesională, să-l facă pe un copil să înțeleagă ceea ce le spune din materia pe care o predă, eventual să-l facă să se îndrăgostească de materia respectivă, dacă poate. Dar mai mult decât atât, pentru că nu reușești decât cu destul de puțin, asta oricând, nu numai acum, dar ceea ce reușești un dascăl bun este să aibă o generație de și oameni care trec pe sub mâna lui, o generație de oameni educați, de copii educați, care să, la un moment dat, să spună, nu, uite că am avut un profesor de la care am avut ce să învăț. La un moment dat trebuie să difuzăm publicitate și revenim imediat. Continuăm. Deci, continuăm. Nu știu de ce. Toată lumea spune, trebuie să răspund unui salut foarte important. Toată lumea spune, luăm publicitate. Unde e? Mă, o bagi în izmene? Unde o bagi? Difuzăm publicitate. Dacă e să ne exprimăm cum se cuvine. Da, ne întoarcem la subiect, domnule profesor. Deci, nu știu, eu mă gândesc la dumneavoastră, dascălii adevărați, cu potențial, cu autoritate profesională. Cum este să privești în ochi tinerii care văd și ce se întâmplă, nu? Ce analfabeți avem la conducerea țării, câte știri sunt cu privire la ce avalanșă, cu privire la plagiate, mă rog, în toate domeniile ne plagiem. E destul cum, de... Cum este? Nu, e neplăcut. Și da, și știți ce se întâmplă? Parcă așa mai grav, nu? Problema... Problema, un disconfort, ca să problema este că de multe ori trebuie să eviți. Deci am avut situații când mă mai întreb, mai stau și eu vorbă cu copiii ăștia, sunt mari, au 17-18 ani. Și când stai de vorbă... Ce întrebări vă adresează? De foarte multe. Dacă pe vremea mea, când eram elev, era tot așa, dacă, deci ei sunt foarte curioși. Și atunci le spun și eu de așa mai încât de multe ori chiar cred că de multe ori ei poate că și condamnă o anumită generație, pe noi ne condamnă, pe noi, vorbesc de noi, de generația noastră, a dumneavoastră, generația mea, pentru că zice că noi avem, nu știu dacă au dreptate sau n-au, că încă nu mi-am pus problema, că avem și de multe ori rămășițe comuniste și gândim avem. Comunist. Avem. Și poate că au dreptate. Avem. Pentru că știți ce? Problema e că m-am stat și m-am gândit de ce, dumne, oamenii nu se pot... Și pozitive și negative. Da. Trebuie să subliniem. De ce oamenii lucru? Nu se pot asocia de așa manieră, mă refer la nivel mental, încât să facă lucruri bune. În vremea comunistă, de exemplu, vă dau un exemplu pozitiv. Dom'le, era o disciplină, o rigoare, un respect extraordinar, simțul responsabilității. Sigur că avem și suntem marcați și negativ. Suntem marcați, am rămas, clar am rămas. Părerea mea, poate că eu greșesc. Da, suntem marcați de perioada comunistă, am fost formați și deformați atunci. Și, mă rog, noi nu mai putem schimba mult, dar, dom'le, nu puteai să-ți imaginezi să se cumpere o diplomă fără a fi la o oră de curs. O licență, vreau să spun, nu o diplomă de cizmar, nu o diplomă de bucătar, nu? Pentru că acolo chiar nu merge. O diplomă, o licență. Nu puteai să-ți imagine, nu, mintea nu accepta. Încă avem noroc, la ora actuală, că există școli și destul de multe, chiar, chiar în Brașov, în Transilvania, poate mai mult decât în altă parte, asta poate și din alte motive.
oarecum o populație, să zic eu, mai educată în aceste orașe trase în veniene. Dar și Iașul are. Iașul. Nu am legături cu Iașul. Da, nu, nu trebuie să rupem țara așa. Nu, nu rupem țara. Nu, vreau să vă spun că există, nu, există mai multe. Ce-a dat Iașul? Ce-a dat? Da, există. Și Iașul există. Și toate orașele mari care au încă și celelalte. Au tineri foarte buni care mai sunt cuprinși în școli bune încă. Dar aici deja și aici e greu, pentru că sistemul nu îi lasă. Lucrați pentru export, domnule profesor, din păcate. Păi, ceea ce este mai bun și are potențial din toate punctele de vedere, pleacă. Ceea ce nu este rău, să plece la studii, la alte universități. Nu este nici bine. Nu este nici bine. Vă spun eu că nu este nici bine. Și știți de ce nu este? Sunt situații în care copiii, și să o spun ei, ar face același lucru. Pentru că și dacă se duc acolo, nu se duc ei chiar la început, dar după aia nu e chiar așa de simplu. Se duc în Anglia la o facultate, dar 20 de ani, 25 de ani trebuie să plătească. Deci ei plătesc mulți, mai foarte mulți, majoritatea. Sunt foarte puțini care câștigă burse. Și atunci nici lucrul ăsta nu este atât de, mai ales la noi unde învățământul e gratis, totul e gratis. Dar la noi apare altceva. Gratis pentru ei, nu și pentru noi. Păi, nu, eu vorbesc de ne elevi. Ne contribuim. Da, vorbesc de elevi, că Anglia nu are nimic gratuit. Da. Un exemplu, v-am dat Anglia. Da. Problema care este că la noi, și vă spun chiar în universități, se menține așa o stare care nu este conformă cu realitatea. Vă dau un exemplu. Foarte multe facultăți din România, nu contează de unde, au foarte puține lucruri care corespund realității actuale. Mă refer la facultățile de profil, de exemplu, mă refer la facultățile de vârf. Adică, dacă la ora actuală se lucrează în telecomunicații, în automatică, în electronică, în astea cu altceva, cu alte softuri, cu alte programe, au altă mentalitate de lucru, noi la ora actuală încă le mai facem cursuri de acum 30-40 de ani la studenți. Și multe lucruri care n-ar mai trebui făcut. Adică chiar dacă omul respectiv, vedeți, sunt multe lucruri din astea, multe, la care vin studenții și spun, ei vin, că ei știu, după ce ajung în studenți care ajung imediat 2-3 ani, când vin la 10 ani, îmi spun, domn profesor, am fost la facultate, mi-a zis să mă duc, că eu le mai spun, mă, duceți-vă, faceți, rămâneți în Brașov, avem facultăți bune, că uite, sunteți acasă. Și așa, dar să știți că de multe ori vin și spun, da, am avut noroc că am fost autodidact și am făcut, pentru că multe lucruri le-am făcut degeaba. N-ar fi trebuit să pierd vremea. Și au dreptate. De ce fac lucrul ăsta? Din multe motive. Domnule profesor, nu mai avem decât 5 minute. Aveți și noutăți pe care nu aș vrea să ratați să le expuneți. Noutățile pe care le am sunt acestea, că v-am spus că în faza pe care, și nu mai avem prea mult, Academia pregătește această strategie în colectivul ăsta de lucru în care fac parte, e lucru care m-a încântat să fac parte din această echipă, să spunem. Pe ultimă, mă rog, ca și, să spunem, spre final, încercăm ca câteva programe din această strategie să le dezvoltăm și să încercăm să, ca după aceea, să dăm publicității. Există al treilea volum deja apărut, am pornit de la analiza SOTA a tuturor formelor, să spunem, de învățământ, după care am încercat să creiem o strategie pe următorii ani, până în 2035, și care să se va aplica? Păi, dar nu, aici va fi problema, că dacă se va aplica sau nu se va aplica, însă, fiind sub această egidă, sub egida Academiei, lucru care mi se pare bun, adică cine îl va citi va vedea, măcar să nu ia totul, poate că au și alte idei mult mai bune, dar oricum, până acum n-a făcut, până acum au făcut și ce s-a făcut. Face unul, un politician vine, face o lege, vine altul, o schimbă,
pentru că o fac ei și nu convine. Deci atâta timp cât politicul nu va fi dat la o parte din învățământ, învățământul nu se însănătoșește. Deci ei va trebui să încerce oamenii politici, că până la urmă ei decid. Noi îi alegem acum, pe acolo, pe parlamentari. Alegi, păi să vedeți, când îi alegem acum. Pe cei care ne vor face legile. Eu cred că îi alegem, nu sunt curios. Păi ce ofertă avem la Brașov, domnule profesor? Păi nici nu știu, habar n-am. Avem o ofertă că va fi tot aia. Vor fi tot aia. Ce credeți, că alegem prea mulți alții? Doamne, uitați-vă câte strategii. Că aici îmi caută să îți găsesc 1100 de strategii, când te uiți să vezi, ori ei trebuie să aibă un ghid, măcar să-l aibă, și să-l și folosească dacă vor, pe lângă tot ceea ce fac, atâtea prostii, să facă un lucru bun, să pună ceva la punct. Și asta trebuie făcut rapid, că v-am spus, din cauza inerției. În plus, va trebui să existe în învățământ, și va trebui 100% să existe, o finanțare puternică. Germania și la ora actuală în educație de 12, și în cultură, dacă 12%, da. Și avem și oameni care să conducă aceste două segmente, abia atunci România este salvată. Deci, da. Da. Oameni de valoare, oameni bine pregătiți, da, care să conducă aceste, da, două segmente, atunci... Noi la ora actuală dăm, nu știu, 3%, nu cred că avem, se provește, din PIB-ul ăsta amărât, iar nemții dau 12%. 12%. Vă dați seama, dintr-un PIB nemțesc, hai să-i spun așa. Și noi, pe cum și... Nu se va putea, pentru că atâta timp când nu dai unui... nu se duce nimeni la aceste facultăți în ultimul timp să se mai facă dascăl din această cauză. Asta e cauza. Una dintre ele. Una dintre ele. Esențială. Una dintre ele, esențială. Gata, nu mai avem nici 30 de secunde. S-a încheiat. Dacă mai aveți o propoziție, da, nu mai... Ce să zic? Să zic așa să... de încheiere. E de încheiere, ce să zic? Eu cred că trebuie să fim atenți ce facem ca să nu ne mai condamne, să zicem, copiii noștri, și așa că avem sechele rămase, sechele de pe vremea comunismului, avem. De așa manieră încât toți să ne gândim la lucrul ăsta și să fim atenți, mai ales așa când a spus acum, când ne vom alege noi conducători, să fie măcar câtuși de cât mai altfel decât cei care au fost până acum. Vă doresc sănătate, viață lungă și frumoasă activitate, la fel îndelungată, și putere să răspundeți elevilor dumneavoastră întrebărilor pe care trebuie să ni le adreseze, iar noi avem datoria să le răspundem. Așa este. Doamne ajută! Oameni buni, multe ar fi de adăugat, le veți comenta dumneavoastră, le veți identifica și poate că împreună mai eliminăm din cauzele care au generat acest dezastru. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!